Ce zici, Cristi, e ficiorii mei? Ce să zic, ai doi băieți extraordinari. Dacă te poți baza de acum pe ei, 100%, e o chestie. Da. Da, da. Te poți baza 150% pe ei, că li și drag. Ei sunt conștienți de ce au. Înțelegi? Cum m-am bucurat eu și am fost conștient de căluțul mic și rond, eu și care l-a avut bunicul meu, pe care eu m-am învățat de-a cai. Te salut, tinere! No. Așa, domnul Stelica, aici cu băieții tăi, cum, după dacă cum i-am bine văzut. Ștefi, hai înapoi, te rog! Așa? Și am zis să prezentăm... Da, acum știi ce facem, Cristi, astăzi? Facem un film rectificativ, da, al filmului de data trecută. Așa. Eu, data trecută, nu mi-am dorit să fac un film cu răutate. În ce sens? Nu mi-am dorit să fac un film cu răutate și nu mi-am dorit să fac atac la nicio persoană de pe teritoriul țării noastre și nici din străinătate. Dar așa, e bucuros ce îs. Deci, efectiv, filmul ăla a fost o explozie a mea și a bucuriei din mine că am obținut calul ăsta. Așa. Ștefan, vii, te întorci și ții calul cu fața în sus. Așa. Înțelegi? Da. Pe Igor l-am tuns. E foarte bine. L-am tuns pentru că el era tot ud. Era tot ud pe coste, era tot ud. În graj. Nu în graj, aici în boxa lui, da. Era ud în continuu. Așa. Eu acum ce să spun despre cal? Nu prea am ce să spun multe. Părerile sunt părțite, gurile rele zic rău de cal, gurile bune zic bine de cal. Da. No, eu ce-s convins? Îs convins de valoarea lui genetică. Îs convins că e un reproducător bun și voi obține cu iepușoarele noastre produși de calitate. Cu a noastră, cu o căsă vorbim. Așa. Înțelegi? Da. Problema care-i? Problema e că s-o anunța multă lume la montă. În afară de iepele noastre s-o anunța mulți la montă, dar eu, prin măestria și prin felul meu de a vorbi, m-am străduit și am reușit să-i triez. Pe alții am triat cu prețul, pe alții am triat cu CD-ul bine pus la punct, ia, omule, trebuie așa, trebuie așa, trebuie așa, calul e mai bătrânel, nu ne putem lega că nu avem, nu ne putem lega că nu vrem, înțelegi? No. Da. Și încet, încet i-am triat. Acum vor fi, cum am zis, 20 de iepe vor fi cu noastre cu tot. 20-25 de iepe, nu vor fi mai multe. Am înțeles. No. Pe unii nu-i lasă prețul să monteze cu calul ăsta, da, pe alții nu-i lasă neobrăzările care le-au avut la adresa mea în trecut. Deci toți care au fost sifonari, toți care au fost au băut mult sifon, știi, de la cu suc de mure, ăia n-au ce, că nici dacă îmi dă 1000 de rotă nu-i fac. Nu-i fac. Cum o zis Iancu Cojan de Adinel, Iancu de la Harghita. Da. O zis că dacă mâine dimineață sau poimâine ar ști că moare calul, a murit. Te salut! Așa. Dacă mâine sau poimâine ar ști că a murit calul, da, înțelegi? Da. Și vine unul astăzi cu bani mult să-l cumpere. Tânul vinde. Nu, exact în situația ziua acum. Am înțeles. Deci dacă aș ști că mâine o închis ochii, cu buldoviu aici fac o groapă frumos aici, îi fac cruce, îi fac tot, Igor de Jume, pe acolo i-ai pus bine, înțelegi? Da, da. No. Ăsta e calul. El a fost tuns calul. Năimte aleagă acum. De la genunchi în jos nu l-am tuns. Dar se simte bine. De la genunchi în jos nu l-am tuns. De ce? Pentru că aia e podoba. Și nici nu are probleme cu mâncărimi și cu delea. Păi nu are, mă, dar aici cu mâncărimile mai intervine o figură. Mai intervine o ăsta. Încercau unii și alții după ce am luat calul să mă sune. M-o suna, de fapt. Da. Să-mi zică că trebuie făcut cu ulei ars. Și trebuie făcut cu vaselină, și trebuie făcut cu ce fel de licori, știi cum zic? Și cu ierbicii total. Stai, mă, omule. Să-l dai cu ierbicii cu total acolo. Cum adică cu ierbicii? Și cu formol, și tot felul de idei, oameni nebuni. Păi, de exemplu, uleiul ars are pilitură de fier, dar are pilitură de fier micronică. Când faci schimbul de ulei la mașină, el are o pilitură acolo mică, mică, micronică. Aia n-ai voie să... Cum bate motorul, cum bate alea. Exact, ține pe cal cât poți. Cum bat pistoanele, da? Exact. Vino, Ștefi, și mai aproape cu calul, Ștefan.
No, aici avem obicei un fiecare după masă, ăsta e un teren arendat al nostru, nu-i proprietatea noastră. Așa. Avem noi alte tereniuri frumoase, bune, așa ca ăsta. Ai, acolo sus pe deal. Nu ai, și avem aici așa, aici între căs undeva în spate acolo. Așa. No, uite ăsta, Igor de Jomep, care noi așa l-am văzut în Franța, la Colinet, pe Pășune. Așa. Și uite că am uitat la noi aici, îl duce copilașul meu de ață. No, cât e, ce? Sunteți bucuri. Da, bă, ce trebuie mai mare satisfacție și mai mare bucurie ca asta? Că-l am aici, să-mi fac poză cu el, să-l văd, să-l miros. Să-l prind, să-l palpez, să știu că e a meu, îs proprietar, înțelegi? Da. No, cât înseamnă treaba asta, înțelegi? Înseamnă. De asta, eu nu fac invidie și nu mă interesează de nimeni. Pe mă, uite, de exemplu, s-au sesizat băieți din în țară. Bă, dar pe mi-au băgat pătăți în toală, bă, dar pe pătăți mi-au făcut spălați, bă, dar pe pătăți mi-au făcut nu știu cum. Pe ce aș putea, uite, îmi permit să-l dau exemplu pe Gabi Bonte, prietenul meu de la Baia Mare. Așa. Pe bă, un crescător ca Gabi Bonte nu pot decât să ridic pălăria și să mă închin. Și să vorbesc, auzi, băieții de pe la Satu Mare, care au ia pe multe, băieții de la Cionchești, Andrei Ferni, cât sunt și la Satu Mare, că nu pot să-i dau pătăți cu numele, că-s mulți, înțelegi? Da. Sau pe la Brașov, păi dai familia Stroie, Sergiu Cherestea, sunt atâția, Iancu Cojan. Pe cum, de oamenii aia pot să fac o caterincă și pot să-mi bade? Eu am zis acolo, știi ce, știi ce partea e bună? Că după filmul de data trecută, în 24 de ore, s-o sesizatăți. Dirijorii de operă s-au sesizat, spălați pe creier, din ei au recunoscut, din ei, dar nu tăți. Alții numai după câteva zile m-au sunat, bă, dar pe nu trebuie să zici chiar așa, bă, dar pe nu trebuie să facem, bă, dacă am dat, mă, Stelică, dar pe tu n-ai dat. Tu nu te-ai dus să te spovedești. Bă, m-am dus și eu, cum să nu, și mă mai duc. M-am dus și mă mai duc. Pentru că gibolița când umblă după taur, o giboliță când umblă după taur, trece 7 dealuri, mere să gonește și vine înapoi. Ghibolița când umblă după taur, nu poți să-mi ia gard electric. Aia au trecut, tată, gardurile, au rupt gardurile, au trecut dealurile, s-au dus, s-au gonit și vine ea sigură înapoi. Ai înțeles? Am înțeles. Nu, exact așa am fost, eu și restul. Când ești plin de tine și, știi, ești în forță maximă, merg, domnule, să te aerisezi, să te pui la punct. No, uite ce pământ l-am tuns. Da. Deci pământ l-am tuns complet, încă de astea cine o vine la mine, toată lumea a râs. Și urechile le-am tuns, acum urechile sunt ca și la caprele Zanen. Așa. Deci igienizare totală. Ce s-a întâmplat, Octa? Nimica, se ridică el înapoi. Ca la caprele Zanen i-s urechile, înțelegi? Aha, aha. No. L-am toaletat complet. Oricum, nu-i de vânzare, n-am de gând să-l vând, îl țin pentru noi. La mânzi o fost și lui foarte cald. Bă, omule, ăștia-s niște cai, eu ce știu, din Siberia ai putea să-i ții în Siberia. Înțelegi? În Siberia, nu la noi în România. Așa? Păi, mă, omule, de ce? Păi cu jamurile deschise, cu tătătătă, erii să te rauzi. Tot a fost uz, mă, transpirați. No, acum, ce se întâmplă? Eu n-am făcut exces de proteină, nu-i dau lucernă, nu-i dau multe, grâu, mălai și ele, nu-i dau la cal, la mânzi dau. Dar excesul ăsta, un pic de furaje, ăla dă plus valoare și ăla dă energie, ei erau tot transpirați ca ei. Da. Știi? Da. No. Mai vreau să pun o virgulă. Zi. Ce virgulă? Nu zic eu că ăștia, nu, ăsta e cel mai cuminte cal de la noi din țară. Numai că pe pășunea asta, eu l-am adică păstru și am vrut să mă frec un pic pe la cap, că mă mâncau și mă mâncau un pic afară după urechile. Muștele. Și l-am lăsat, dar el tot a venit după mine, n-a stat, e ca și cum îl duc eu amunia, îl duc acinii după urechile, el, hop, acolo. El ține de parcă nu era eu, nu îl țineam eu de asta sau... Deci ca și cum l-ai fi ținut tu de ață, dar nu avea ața în mână, da? Da. Am înțeles. Pe loc, Ștefan, și ține-l scurt calul. Faza, știi care e, Cristi? Că acum, începe perioada de reproducție. Unii și alții se dau filozofi. Se dau filozofi, se dau savanți. Cum adică? În ce sens? Nu înțeleg. Păi mă, la reproducție. La reproducție și în ale reproducției și să intri în studii de specialitate și de fezabilitate în ce privește reproducția, nu au voie decât medicii noștri veterinari consacrați, care ăia sunt număr de 5, 6. Atâția-s medici buni pe reproducție original la noi în țară. Noi avem privilegiu, aici la Cluj, să avem 4-5 dintre ei. Am înțeles. 4-5 și aici la Cluj cei mai buni. Ignătescu la Bistrița, e domnul Mate Ceaba, e Crecan, e Cristi Molnar, e domnul Silvestru, înțelegi? Și mai sunt câțiva, 2-3, care au terminat mai de nou facultatea. Și ăia sunt foarte buni, înțelegi? Da. Dar n-am eu cum un proprietar de armăsar, un proprietar de armăsar și un crescător de cai, să mă dau eu în reproducție și gene alele și cromozom și... Mă, omule, păi lasă-l pe fiecare să-și facă felia lui. Lasă-l să-ți facă felia lui. Eu bucuros accept sfatul de la un medic veterinar.
Acum eu cel mai aproape aici și cel mai bine m-am înțeles și am avut rezultate speciale de bune cu domnul Ignătescu. Da. Dar eu la... Păi mă, omule, pe eu la sfaturile lui Ignătescu mă duc până în pânzele albe. El când îmi spune albă, e albă, când îmi spune neagră, e neagră. Înțelegi? Da. Are lichid în uter, se lea, nu monta. Are streptococi, are așa, trebuie făcut aia, nu produce progesteron, trebuie făcut așa. Uite, acum, de exemplu, am montat o iapă cu Igor. O venit iapa frumos la montă, o venit frumos iapa la montă la 9 zile. Da. Am montat-o, eu m-am montat-o odată, am stat cu băieții la o cafea, la un suc, la ce-o fost, înțelegi? Și o mai montat-o odată. Când o venit la 11 zile, nu mai vrut calul să monteze. Eu mi-am pus un semn de întrebare. Bă, omule, am luat calul ăsta, au fost valoare, mă, am dat o grămadă de bani, mă, și drumul, și cheltuială, și tăche, și mă, și... Ce se întâmplă? Ghișe, nu mai vrea să monteze. Nu mai vrea să monteze că stai mai ghiștip ca oamenii. În România, e mulți ani, e mulți ani, dar e 10 ani încoace, știu eu. S-a făcut o modă. Merg la montă, da, să monteze armăsarul neapărat o dată și încă o dată să o facă de două ori. În ziua aia? Păi nu în ziua aia, că pe loc, mă, nu în ziua aia. Deci, să monteze acum, stai ce, stai să mai fac o dată, înțelegi? Așa. Merg la 11 zile, să o mai facă încă o dată, iară de două ori. Merg la 13 zile, să o mai facă o dată, iară de două ori. Pe aia, pe când am discutat cu specialiștii și cu oamenii de la care trebuie să-mi ridic pălăria, să mă înclin, înțelegi? Păi, băi, Steliane, pe fii atent ce fenomen se întâmplă. Să zic, tu ai montat-o la 9 zile, iapa are ovulație. Ai montat-o la 9 zile, iapa are ovulație. Când are ovulație, iapa, după ovulație, cervixul se închide. Cervixul e o zonă a uterului care se închide cervixul. Da. Tu când faci monta de la 11 zile cu un cal potent, că și eu am avut, pe vultur, pe jarul, pe ghiurii, am avut cai, stătea, nu stătea, luai banii la om, nu există. Că ăsta e apă, că nu stă în casă, îl faci în ziua aia, nu vii sărac acasă, înțelegi? Da. Mă, poate și pentru chestiile alea, mai avem o zi bună, mai avem o zi rea, că nu este făcută neștiută și la un moment dat totul se contabilizează pe pământul ăsta. Nu există așa ceva, înțelegi? No, cu cai ăștia așa care, nu-i problemă caii, e problemă să-i strunești, e problemă să te știi ocupat de ei, e problemă să știi, băi, bine să montezi sau e bine să-i dau pace? Că până montă mai rău faci. Până montă mai rău faci, pentru că ea dacă a ovulat, cervixul s-a închis, glandul penian în erecție intră, deschide cervixul. Când o deschis cervixul, micul ăla, folicul acolo ce s-a format, ăla automat se resorbe. Și vine 21 de zile și iapa ta nu-i gestantă. În situația asta ai ocazia să obții gestații când ovulația se întâmplă pe finalul căldurilor. Nu ovulează numai la 13 zile, la 12 zile, 13 zile, înțelegi, ovulează și atunci tu pe sfârșitul căldurilor nu mai deschizi și-o rămas bun acolo. Dar dacă ovulația, eu am avut iapă și mai mulți au avut, nu numai eu, la 8 zile după fătare am montat-o și-o rămas gestantă. Cu o montă la 8 zile după fătare. A pe monte la 9 zile cu 10 le-au rămas gestante, la 9 zile odată, înțelegi? Din prima. Da. Și când mai faci la 11 zile, mai faci la 13 zile, tu numai strici ce ai făcut la 9 zile. No, eu, de exemplu, eu nu, adică nu risc. O venit o lume acum, e nu merită să o mai dai în fandoseală și să o mai dai să faci pe savantul. Nu-i cazul. Îl chem pe domnul Ignătescu, vine frumos cu ecograful sau dacă nu pune apa în remorcă, mă prezint la clinică, o băgăm în stand, să uită frumos, îmi spune, e ovulată, nu e ovulată, folicul de câți centimetri, cu mâi, ce îi, are doi. Păi dacă are doi, mă, dacă există varianta, că acum am văzut pe Facebook o grămadă de iepe avortate cu doi mânși. Mai pune pe cal un pic și pe coptila și-mi dai. Ștefan, ia-i zăbăluțele de tăt din gură. Ia-i zăbăluțele de tăt din gură și dai drumul pe aici să pască. La Igor. Ca și mânzul. Și voi stați frumos acolo la intrare. Așa. Nu, lasă-l să se ducă să pască. Așa, și? Uite cât e fain imediat să te vălește. Imediat să te vălești, mai paște, mai așa. Fii atent. Unde am rămas cu reproducția. Așa. Ideea e că în timpul căldurilor trebuie făcut ecograf, dacă se poate. Pentru că nu-i tătuna ecograful care îl face medicul când vine la tine ocazional. Dați încolo calul. Mai pe centru. Mă am drum pe la tine. Viu să-ți fac un ecograf. Da. Nu-i tătuna ecograful mai după ce au trecut căldurile cu ecograful din timpul căldurilor. În timpul căldurilor cervixul e deschis, altfel să văd toate chestiile când e cervixul deschis și în timpul căldurilor. Atunci trebuie făcut ecograf și atunci trebuie investit în iapă. Atunci trebuie investit cu tot din adinsul, când e iapa în căldură, atunci să vezi ce-i cu ea.
Ai înțeles? Da. Eu așa știu. Bun. Cu faza cu doi mânji. Am văzut pe Facebook, tăi, cât e doi mânji, avortează iepele. Avortează și cât e unul, dar cele mai multe avortează doi la 7-8 luni de afară. De obicei, la cai, ăsta e motivul, gestațiile gemelare. Gestațiile gemelare la cai nu rezistă. 7-8 luni, se mai întâmplă o dată la 3 ani. Unul la milion. La 5 ani. Uite, care domnul, să trăiască. Domnul Miuțescu a avut iapă cu doi, domnul Fiter a avut iapă cu doi mânji, care o trăi și o sub la iapă și o fă bine. O avut, mă, dintre atâtea iepe sfată și ai ocazia să vezi doi mânji să rămâie la iapă. Dar pe sate așa și pe la noi, s-o fost o pereche de mânji la măguri, s-o fătat, dintr-o iapă și o trăit, sau o fă la ciurila iară doi odată, am avut 10 ani, o trăit, înțelegi? Ideea care e? Trebuie făcut ecograf, trebuie investit în ecografe, în timpul căldurilor și în timpul cât e iapa în călduri, atunci trebuie investit. Ecograf pentru a ști dacă-s doi și să se mai poată face ceva, să se resorbă unul, până la 16 zile, 18 zile. Dacă o trecut de 21 de zile embrionii amândoi, nu-l mai poate strivi. Atunci numai să-i facă să avorteze amândoi. Să-i facă să avorteze amândoi și să-i străduiești după aia să obții din nou gestantă. Ai înțeles? Da, dată deci, iar la muntă. Păi iar la muntă. Dar dacă până la 16 zile te duce mintea și nu ești năhău și nu ești încăpățânat, că este om care zice, bă, iapa mea nu, o montez dezlegat, o montez cum îți spui eu, o montez faci cum zic eu, pe păi la om numai să-l lași pe limba lui. N-ai ce pălua, că dacă îi dai ceagla, rupe răzorul cu ceagla. Îi dai sacul de 100 de kg, îl duce pe deal în sus pe aici. Dar dacă te pui la masă și joci un șah sau un remi, nu ai cu cine juca. Joci singur. Ai înțeles? Sunt modelul ăsta de oameni, dar un om care vrea să colaboreze și un om care își dă interesul și un om care e dedicat în a obține un mânz și o gestație, cu ăla te poți înțelege să faci lucru bun. De aia zic că și ecografele sunt bune făcute în timpul căldurilor, iar ecograful pentru diagnostic de gestație trebuie făcut până la 18 zile. Pentru că până la 18 zile, dacă sunt doi mânj, unul poate strivi. Exact în situația asta zi eu cu iapa neagră. Iapa neagră, le-am toate gestante cu jarul, au rămas cu doi, domnul Miron Prisada, angajatul domnului Ignătescu, a venit la mine, la ecograf, când îți spune ăsta, hai să le facem. Domnul Stelian are doi mânji. Câte zile are de la gestație? Pe face embrionul are 16 zile, embrionii au 16 zile. Unul dintre ei, un pic o sedat-o iapa, ușor o sedat-o, și unul dintre ei l-o strangulat sau ce-o făcut acolo, nu știu cum se numește, manopera aia ce-o efectuat-o, înțelegi? Da. Și unul dintre ei l-o strivit ca să poată să și pe l-o resorbit. Iapa e grea de fătat, amu. Iapa e grea de fătat. Acum nu știu, mi-o strivit mânza sau mi-o strivit căluțul? Sau o fă căluța amândoi sau o fă mânze amândouă? Asta nu o să știu niciodată. Ai înțeles? Am înțeles. Eu m-aș bucura să-mi fi strivit căluțul și să rămâie mânzuța. Chiar dacă e ghindoi, că dacă pe unul resorbe, unul rămâne, înțelegi? Unul rămâne și nu e nicio problemă. Ștefi, dați-le pace, nu-i mai agita! Lasă, să-i aduc încoace. Să-i aducă pe mijloc. Auzi ce zice, mai dați-i un pic așa, mai dați-i un pic la mijloc. No. Înțelegi, Cristian? Da. Cam asta e situația cu reproducția, și cu tăche. Da. Mai este o fază și un fenomen care vreau să-l... Dezbați? Vreau să-l dezbat neapărat, da. Vreau să mai dezbat un subiect despre negustorii de cai. Da. Eu, un negustor de cai adevărat, un negustor care are să aibă stofă de comerciant, e ăla care nu te lasă din curte să pleci până nu te-o aerisi la buzunar. Deci să te aerisească, domnul, la buzunar, să mergi acasă liniștit, așa ca de la spovedanie, când ai mers, ai spovedit, ai cuminecat. Eu îl consider un comerciant bun, foarte bun, de la care am avut multe de învățat, Mircea de la Olosig. Așa. Deci Mircea de la Olosig e un om care te ia, te duce până Craiova, te aduce înapoi, dar nu te lasă să pleci din curte nemulțumit. Nici cu bani în buzunar, dacă tu ai de cumpărat, de acolo nu pleci. Te duce în casă, o cafeluță. Ascultă-mă, o cafeluță, un grătar, o treabă bună, o salată bună, mănâncă omul un desert și desert este la casa aia. Da. Te invită în casă, tu când te-ai dus în casă, încă nu ți-ai ales nimic, știi? Te poftește în casă, te ominește, te mai duce o tură pe-n grajd. Înainte să pleci din curte, te mai duce o tură, încă o tură, te mai duce pe-n grajd frumos. Te duce pe-n grajd, mai ți-arată, dacă te mirose că vrei să cumperi cu tot din adinsul, dar nu ai bani. Automat îți face foaie, domnule.
îți face foaie, îți face de asta de deschide foaie de credit, până când? Până atunci, dar din curtea aia nu pleci neaerisit și nepus la punct. No, aia înseamnă comerciant de cai. Am dat exemplu pe Mircea, că știu că el e prietenul meu bun și vechi. E mult prietenul meu, Mircea. Da, prietenul nostru. Știi, de aia l-am dat. Și el e un negustor consacrat. Consacrat. Deci el din nimic a făcut ceva. Eu îl știu de 20 de ani, de 25 de ani pe Mircea. Îs printre puținii de la Cluj. Am cumpărat de la ei, de la el făcute vreo 30 de târguri. Dar niciunul de la Cluj n-au făcut atâta cu Mircea cât am făcut eu. Și schimburi și pe bani și pe fără bani și pe așteptare și cum a fost cu el am făcut. Cum a trebuit, a fost bărbat până în pânzele albe, înțelegi? Dar ăla om nu te-a lăsat să pleci de acolo. A pe nici dacă mă o să înțicăs cu bani și să zic un cali 5.000, pe Mircea, dacă mi-l dai cu 3.500, facem. Bă, nu ți-l pot da cu 3.500, dar cu 4.500 ți-l dau. Deci nu e o păsa că dă cu 500 mai ieftin decât ar acoperi adevărul, dar din curtea să nu pleci cu banii. Că dacă ai plecat de la el în curte cu banii, te duci la altul. Te duci la altul, imediat intri pe altă rețea, pe altă filieră, el ca și client i-a pierdut. Dar mie, dacă mi-o dat cu 500 de euro mai ieftin marfa, eu peste 2-3 săptămâni am prins curaj, iar m-am dus o tură. Sau peste o lună, sau peste un jumătate de an când am avut iară de cumpărat. Bă, mă dută la Mircea că e bărbat. Mă dută la Mircea să cumpăr că e bărbat. Mi-au lăsat 500 din ton foc, mă, nu s-au uitat. Poate au făcut un bucăștic, poate au luat banii și au luat banii lui înapoi, înțelegi? Da. Ce se întâmplă? Este calcarele la combinație, au făcut un schimb și eu căzut mai ieftin lui. Că piesa care o la schimb, eu răpui ieftin, înțelegi? No. Deci asta e cu comercianții. Când te capăt un comerciant în curte, nu are voie, domnule, să te lasă să ieși până nu te-o aerisit. Ala înseamnă comerciant. Deci, nu că merg la el, deschis vestonul, îi arest X-ul, știi? Am eu bani. Bine, Stelică, îmi arest tu bani, dar am eu bani, mă, nu? Ai înțeles? Da. Deci, un comerciant nu te lasă, domnule. Te bagă pe ușă, te scoate pe aia, te bagă în casă, te pune la masă, te întoarce, te sucește. Hai, adă-i scaunul ăla bun. Aduce scaun pac tapizat, te pui așa ca pătron frumos, mănânci, bei, te pui la rând. No, Stelică, dragul meu. Mai hai o tură pe-n graș să mai ne analizăm un pic amândoi, să vedem ce-a și cum-a și. Ai înțeles? Da. No, la fel și cu crescătorii. Și cu mari crescători, că în țara asta sunt mai mulți crescători. Este care are sute de cai, este care are zeci de cai. Da. Crescători. Da. Păi mă, omule, păi niciodată nu lași banii mulți pântu aia puțini. Să zic, cer pomânz, un crescător cere pomânz 3.000, 4.000. Omul zice din prima vorbă 2.500. Ai înțeles? Păi mă, omule, lași 3.500 că ți-e stret 5.000 pomânzi. Tu lași 3.500 banii, lași banii. Că la anul iară fată ia pamânz. Aia înseamnă management, marketing. Bravo. Management, marketing, continuitate. Continuitate, că omul care a cumpărat din curtea asta anul ăsta mai cumpără și peste o lună, mai cumpără și la anul și mai cumpără când are de cumpărat. Când are de cumpărat, cumpără. Deci un comerciant, părerea mea, că de-aia m-am permis să spun, trebuie să fie de omenie. Uite ce culoare frumos are Igor. Tu-l vezi și bombă-i calul? Văd, foarte, foarte. Dar-ți vine să crezi, mă? Mă bucur că e la tine. Bă, tuns, e dublu de greu cum o funie tuns. Acum tuns, e dublu de greu cum o funie tuns. Copilaș, mai mișcați-i un pic așa în coace. Așa. Poți să continui, Stelica. Nu mai am ce continua, că acum am făcut un film, iară unii se simt, alții nu se simt, dar eu n-am fac atac la persoană, mă, și n-am treabă cu nimeni, mă, nici pe filmul trecut n-am dat nume, eu n-am treabă cu cineva nume, eu de căluța aici mă bucur și cu copilașii mei, cu familia mea. Hai în partea asta că bate mai bine lumina, te rog. Cine mă caută? Pune pe cai, pune pe cai, te rog. Așa. Pune că mă aude lumea, mi-aude hongu, așa. Hongu mi-l aude. Mă, uite-te la ei cum nu știu să-i dea așa, în coace. Las că e bine cum e dat. Ștefi, dă-i de acolo așa să vină caii spre noi. Dă-i de acolo așa să vină spre noi caii alergând. Așa, zi, te rog, Stelica. Aia spun, Cristi, că eu nu am ce, că eu fii atent. Cine vine în curtea mea și la casa mea, a noastră, la casa noastră și în curtea noastră, e bine primit. Îl omenesc, îl respect, mâncare, băutură, care ce are plăcere fac. Înțelegi? Dar nu... Nu accept tot felul de știi, așa îmi trimite tot felul de mesaje cu cotită, știi, pe altul. Spune la Stelică că așa, spune, bă, omule, nu e așa.
Nu e așa, că dacă ai ceva cu un om, așa, eu personal, dacă am ceva cu un om, oricu cine ar fi, și cu orice, orice individ, indiferent ce titlu are, indiferent ce titlu are, indiferent ce studii are omul, indiferent ce funcție are în societatea asta, eu îl sun pe om. Chiamă așa, 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 ce avem de împărțit sau ce avem datorie unul altul, înțelegi, dacă aș avea ceva cu cineva. Bă, am ceva cu cineva sau am de împărțit. Eu îl sun pe om și îmi rezolv problema și îmi descurc problema. Mi-o descurc, înțelegi? Am capacitatea aia și am cum să zic, darul ăsta de a vorbi. Darul ăsta de a vorbi nu l-are oricine, Cristi. Așa-i. Deci darul de a vorbi și de a conversa și cu cuvintele care sunt în limba română să faci un context. Nu oricine are darul ăsta de a vorbi, înțelegi? Da. Eu l-am, așa m-a zis Dumnezeu să-l am. Dar poate n-am darul de a fi, ce știu, nu știu. Medic stomatolog. Medic stomatolog, vezi, nu mă pot băga. Nu pot, că provoc hemoragii. Provoc hemoragii, domnule, cură sânge tare din gură, că eu trag dintr-o dată sau ce știu ce fac acolo. Nu știu anestezia sau nu știu, nu. Ce știu. Ce fac și de la, dați-l așa în păi. Îți angajezi un anestezist, Stelica? Uite acolo. Mă auzi? Da. Îți angajezi tot felul pus. Ștefan, ce-i cu tine? Auzi la el, mă. Uite, calul eu zic că se mișcă destul de bine. La rasa ardenez vorbim. No. Apoi alții iară povesteau. Copilaș, dați-le pace. Lăsați-i. Dați-le pace. Pune-te aici în față, te rog, că e lumina bună. Alții povesteau, Cristi, că... Așa. Alții povesteau, am uitat de ăștia gumă de mestecat. Că nu-s bărbați, mă, nu-s oameni, că n-au școală, n-au studii, n-așa ceva, să poți cataloga un animal. Deci ca să poți cataloga un animal, indiferent care ar fi el, trebuie să ai studii în domeniu. Bă, dacă e zootehnist sau dacă e medic veterinar sau dacă are licență de arbitru pe rasa asta, da, domnule, poți comenta, te poți băga. Dar dacă tu nu știi multe, înțelegi? Da. Povesteau unii și alții că cum că calul ăsta nu ar fi ardenez, ar fi belgian. A, nu există, domnule, nu se poate cu osele alea și cu părul ăla la picioare să nu fie belgian. Nu există, nu se poate. Calul ăla trebuie să aibă belgiană, el neapărat. Înțelegi? Da. Tot felul de oameni, tot felul de oameni. Tu ai hârtiile lui. Guză n-am, dar le filmăm amune astăzi, azi nu mai scapă. Azi nu mai scapă, punem pe masă, tot. Merem am acolo acasă. Dacă îmi bor la jeep, îmi bor de la jeep. Și al lui nativ îl facem. Al lui nativ e acasă. Nu-i bai, că îl facem pe al lui nativ și facem pe tot. Al lui Igor îmi bor la jeep. Ștefi, Cristi, nu era bine să aducem caii mai aproape? I-aduci tu cu camera? Bă, da, se pot aduce, da. Dar lasă și cu camera aduce. Îi aduc aproape cu camera lângă. Nu, așa, gata, dați-le face. Dați-le că acum calul, uite, de Igor mi-e tot timpul. Așa. Unul dintre motivele. Da. Unul dintre motivele care am cumpărat mânzul negru, da. Nu că m-am scos banii din casă sau că ce știu ce, am cumpărat mânzul negru să-i țină companie lui Igor. Pentru că eu cea mai mare problemă care mi-am făcut-o în ce privește calul, cea mai mare așa, a fost singurătatea. Mi-a fost frică calul ăsta să nu sufere de singurătate și de mirosul de Franța, pentru că acolo totul e altfel. Clima e altfel, temperatura e altfel. Păi uite-te, în Franța, în momentul ăsta, astăzi, iarba e 20 de centi. Ai înțeles? Deci da. Acolo pe pășunie deja prinde crosa. Da. No. Eu, de chestia asta mi-a fost frică. El să nu sufere de singurătate. Dar dacă cu mânzul ăsta a venit pe camion din Franța până aici câteva zile, du-te octa mai încolo, te rog. Și fii cu minte și biciul se folosește în anumite etape ale dresajului. Nu-l filmezi la Andala să te vadă lumea că tu știi pușca din bici. Ai înțeles? Așa și? Fii atent. Eu am luat mânzul cu gândul de a-i ține și urât la Igor, că am știut că, cum să zic, calul ăsta nu în orice mână se potrivește. Are o vârstă, o a fost adus acum la vârsta asta înaintată din Franța, nu-i că, păi uite, ăsta n-are nicio treabă, e mânz de un an. Sincer îți spun, păi ăsta nici nu l-am termometrat de două ori numai să văd temperatura, să văd un pic, să mă uit la ochi, să văd că... Păi Igor, tot a doua zi. Temperatură, pleope, buze, să-i vezi una alta, să-i vezi simptome. M-am și pus mâna pe el așa, nici să-l simt eu, să mă conectez cu el. Îi mere bine sau nu-i mere bine? Și tot timpul mi-am dorit el să mă știe că e-s prieten. Deci calul ăsta nu a fost biciuit niciodată. Nu a fost pușcat cu biciu și luat cu pleznie și luat cu de-alea. Ai înțeles? Da. Nu. Aia zic. Comercianță trebuie să fie comercianț, dar comercianț cu stofă. Crescătorii trebuie să fie crescători, dar să nu-și depășească titula de crescător.
Nu ai cum să o dai dincolo. Cum adică să o depășească? Nu înțeleg. Păi mă, omule, te bagi, tu ca și crescător, te bagi în reproducție. Te bagi în fandoseală, lasă-mă medicii, mă, să stabilească datele problemei. Înțelegi? Nu ai cum să inventezi un mod de a monta, să inventezi ceva ce... Că astea sunt niște... Eu am avut armă sarandian. Uite, păjarul, de exemplu, l-am învățat de la zero. Prima dată când l-am luat păjarul și m-am dus la montă, monta iapa în cap. El merea și vine din față să monteze iapa în cap, pentru că până la vârsta aia nu se montase cu el deloc, înțelegi? El merea din față să-i dea el aia pe oral. Ai înțeles? Nu o lua până spate frumos. După aia când am vrut să fac până spate, făcea penetrarea peste codă. Înțelegi? No, dar m-am modelat după el, el s-a modelat după mine și în final l-am făcut de calul montează la sfert. La sfert. Acum, ca și ardenezii, și ăsta, și jarul, și au glandul penian un pic mai lung, mai gros, mai, știi? Și atunci trebuie avut grijă că se întâmplă incidente. Se întâmplă incidente, trebuie un pic coda pregătită sus frumos pe iapă, pentru că s-a întâmplat din mărișel, o păță și alții. O rupt uterul la iapă. Uterul elastic până la un moment dat. Dar dacă iapa nu umblă cum trebuie, nici vulva nu-i suficient de umedă, înțelegi? Și atunci glandul penian, când dă un pic în lateral, o întins păretele și o rupt uterul. Să produce o hemoragie și o năcaș și o mninunie de riși să pierzi iapa, nu povești. Ai înțeles? A pe un pursăj arab și căluți de ăștia așa cu sula, știi? Bagă sula repede, așa ca vierul, țâc, o atins, o scos și gata. E altceva. Dar la ăștia, la ardenezi, la belgieni, așa se întâmplă, că îți mai dotați ei. Știi? Și atunci trebuie un pic iapa lubrefiată, trebuie un pic făcut, dacă e cazul. Aia nu e o rușine, nu e o... Dar așa, pe aia vreau să zic, mă, de ăștia, de filozofi. Că sunt filozofi de ăștia, așa, care ei își atribuie titluri, își atribuie titluri și lauri, care nu i-au avut și nu o să aibă niciodată. Dar și atribuie, știi? Ca și cum savant, așa, eu savant. Pe ce savant, mă, omule, că încă trebuie să cechesc încă o viață, trebuie să cechesc ca să știu cât știe un crescător care a ieșit în pensie de la Herghelie, de la Izbin. Ai înțeles? Un zootehnist de acolo, care știa, când, efectiv, practica, asta îți dă siguranță și asta îți dă, cum să zic, experiență, practica cât e multă. Teoria e bună, teoria la tăți, practica aia ne dă pe spate. Înțelegi? Și apoi ei vorbeau că nu există calul ăsta, e belgian. Nu se poate să fie ardenesc cu osele astea. Pune un pic de zoom pe el să se vadă un pic trenul anterior. Trenul anterior, piciorul din față, umerii acolo, spetele. Umerii, spetele. Da. Acum, el, ce se întâmplă? Că eu-s realist. Eu-s realist, nu vorbesc șenui. Dacă calul ăsta era netuns, arătau picioarele mai subțiri. Dacă era netuns. Dar așa, dacă e tuns, arată piciorul mult mai gros. Pentru că corpul e mai subțire cu trei gejeche pe o parte, trei gejeche pe alta, gata, a fost lâna pe el, doi sași de lână optica de pe el și de pe mânz, și atunci piciorul arată mult mai gros. Dacă îl tunge la picioare, pe cal, n-are numai, că l-a măsurat cu ruleta, 34 de centimetri are perimetrul fluierului. Așa. Înălțime la greabă, 1,57, 1,57 la baston, vorbim, nu la ruletă, da. Pui bastonul frumos cum e Herghelie. Și pe internet, dacă scrie Igor de Jomep, îți dă înălțime la greabă în 1,57, 34 cm perimetru la fluier, circumferință toracică are 2 metri. 2 metri. Abia eu nu știu când eu am făcut circumferința, când o făcat o bombă de gras în expoziție sau, știi cum zic? Da. No, asta e povestea cu el. Ia, calul paște fain, în fiecare zi își primește porția. Am început să-i bag la cal foarte mult caroten. Îi bag caroten, morcov, mănâncă mulți în fiecare zi. Dar ce e bun morcovul la cai? Păi morcovul e și un detoxifiant, detoxifică organismul. E multe belele, înțelegi? Da. Carotenul ăla ajută la fertilitate, îți vitamine, efectiv, e un complex de vitamine. Morcovul e o legumă sănătoasă, îți dai seama. Știi? La mai multe. Detoxifică organismul, dar și morcovul în cantități industriale. Numai că eu nu, cum să zic, dacă îi lași răzăli în făină, atunci el trebuie să-l mănânce forțat. Dacă îl tai rondele sau îl răzălești în făină, el trebuie să-l mănânce forțat. Eu numai morcovul îl spăl, îl curăț de capătul ăla, da. Și mănâncă calul cât are de mâncat. Deci el mănâncă cât are, dacă vrea să mănânce... Mă, dacă vrea să mănânce în ziua aia 3 morcovi, mâncă 3, dacă vrea 30, mâncă 30, dacă vrea 300, mâncă 300 de morcovi, înțelegi? Am înțeles. Și atunci el, așa a fost înzestrat de Dumnezeu, să știe cât îi trebuie la organism. Nu-i mai trebuie, nu mai mâncă. Înțelegi? Am înțeles. No, îs plăcut, impresionat, că și micuțul mușcă din morcov ca din sfeclă, ca din orice. Micuțul s-a învățat aici la năcutăție.
No. Am o pe toamnă, ne-am făcut planul, pune un pic pe el, pe gazelă. Așa, pe... Așa îi zicem acum cu Ștefan și cu... Pe micuțu? Pe micuțu, da. Așa. Pe Cobra, așa îl cheamă pe el, Cobra K. Așa. Cobra K1. No. Pe ăsta, pe toamnă, trebuie să-l punem famul pe el. Cu copilașii, cum avem noi obicei, punem hamul pe el și acolo în grechină la gume. Cu un cauciuc de ala după el, să-l învățăm încet, 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 ușor, ușor, greutate ușoară. Pentru că dacă în toamna asta 2024 nu l-am învățat cu hamul și cu dresajul primar, în 2025 ne învață el pe noi. Ne învață el pe noi. Mânzo cu banii 100% pus pe cântar, are mai mult de 400 de chile. Ai înțeles? Da. E gros, e gras, e și gras, e și gros. Înțelegi, Cristi? Da, da. Nu, asta e ideea. Deci trebuie să ne apucăm să-l învățăm dresajul primar. Cu Igor o să începem reproducția. Acum au venit preachii ăștia mei de la Cluj să montăm iapa, am montat-o. Cine? În data de 10. Daniel Pufi de la Gilău. O venit în Daniel o fă Pufi, da, 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 da. E o mânză făcută din jarul. Primele mele munte din 2018 s-o fătat o iapă, o mânză din jarul și cu mânza respectivă o venit la mine de-a montat-o cu Igor. No. La 9 zile, câte 10 zile avea deja. Am montat-o, în a 11-a zi nu mai vrut calul. Acum, în data de 10 martie, trebuie să o ecografieze. Deci aia e sfânt. Când i-a făcut ecograf, e gestantă sau nu e gestantă? Dacă nu e gestantă, de ce nu e gestantă? O aduce din nou la mine, îi pregătim frumos box aici, facem o boxă frumoasă mare, că e cu mânzi, înțelegi? Că am condiția munde. Și o montăm regulamentar, să vedem ce îi. O monitorizăm în timpul căldurilor, vedem de ce nu vrea calul să o montează. E o vulată? O trecut deja de perioada optimă, e pătrecute? Ce-i cu ea? Înțelegi? Deci ăsta cal și toți caii care au montat în harem nu fac pagubă crescătorului. Ăsta știe când trebuie probată, când trebuie montată, când trebuie, când e bine să bage glandul penian, când e bine să mirose, când e bine să o muște, când e bine... Știi cum zic? Da. No. Igor e un cal care în harem nu omoră mânjii, deci la noi există și varianta și opțiunea ca vara asta să-l ținem cu iepele în pășune. Înțelegi? Mai mari pagube și mai mari dezastre ne-ar face mânzul mic. Că mânzul mic, ăsta negru, Cobra, ăsta el ar alerga mânjii mici cruzi. Mânjii mici cruzi îi aleargă, mânza care o avem de la Ceaușasca ar alerga-o și pe ea. Înțelegi? Numai că cu mânza e o problemă. Mânza, dacă în cursul verii ăsteia umblă după arbăsar și Igor e între ele, o înțeapă. Trebuie să o scoți de acolo. Chiar dacă e un an și ceva. Poate umbla după arbăsar și în iulie-august, când are un an și două, trei luni. Dacă umbla după arbăsar, servus. Dacă umbla după arbăsar, o pierdut. S-o dus, o montează. Și noi nu știm veci. Numai vedem în primăvară că mânza are burtă și se îngreună și se lățește. No. No. Deci așa e treaba, Cristi. Deci de valoarea lui genetică și de puterea de reproducător a lui Igor, sunt convins. Nu trebuie să mă iesta nimeni. Nu... Produșii din Igor sunt cei mai scupi produși care s-au vândut la noi în țară. Deci the best. The best. Nu este păstă. Cum au luat mânzele negre a lui Paul Cecan, cum îi... Tăți, Müller, Loici, tăți care din el. Înțelegi? Da. Capris de Sherry, piesa lui domnul Visa. Așa. Piesa efervescentă din Hergelia domnului Visa. Înțelegi? Toți sunt piese care s-au vândut cu bani mult și nu i-au putut cumpăra numai oameni cu bani. Nu pot ajunge cai de apăsate. Păsate la oameni care își duc viacul ca mine, de pe o zi pe alta. Nu pot ajunge la oameni de aia. Că trebuie decartat bani mulți și niște oameni care fac bani greu, cu sudoarea frunții, nu-și permit să dea atâta mii euro. Mii euro multe, mă, pe un cal. Înțelegi? Ăia toți stăți sunt produși din Igor de Jumep. Uite, aici el îmi place. Și ce-mi place? Ce? Îmi place că nu devine nici obez. Deci calul are coste, îi se văd costele. Octavian! Lasă-l! E suficient. Nu-l mai agitați. Dați-i pace să se simtă bine, să pască, să se tăvălească, să... Așa, te rog, Stelica. Nu-i obez. Da, mă, nu-i obez. Uite, calul grabăn, osul de la grabăn. Se vede clar osul de la grabăn. Costele se văd. Am unul să văd... Să le poți număra, dar să văd spațiile intercostale. Da. Înțelegi? Da. No. Dar el are pulpele bune. Pulpele, spatele, crupa e bună, dublă, crupă dublă, crăpățel calul, osele grosă, ăsta are ose, mă, nu povești de învârtit pe lângă... No. Are și podobe destul de bune și la picioare și comele extraordinare. Ștefi! Ar fi frumos dacă l-ai aduce un pic și aici mai aproape. Să vii cu zăbăluțe?
Cum? Cu funia. Cu zăbăluțele, cu funia. Hai să vedem cum îl prindeți, că-s curios. Să merg tu. Ce-o zis? No, ei sunt frățiori amândoi și se înțeleg foarte bine, înțelegi? Ăla e un lucru bun. E un lucru foarte bun, da. Da, se ajută și se susțin. Îl apreciez pe Octavian că tot timpul îi dă putere la Ștefan și îi dă siguranță. Asta... Una, două, eu ți-aduc zăbelele, eu fac, eu vreau, eu mă implic. Înțelegi? Aha, deci... Da, da. Și nu lasă să se plictisească. Nu lasă biciul în iarbă. Că vezi lui biciului, că rămâne acolo în iarbă și gata. Serică, nu lasă să se plictisească. Exact, 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 exact. Deci nu-i dă ocazia. Da. No, deci ăștia produs și ghinigor, cel mai scump sau nu este mânj, nu sunt mânj mai scump să se fi vândut ca ghinigor. Acum, ce se întâmplă? Ninunea asta mare. Care? Ninunea asta mare cu Igor s-a făcut-o prin faptul că l-am luat eu. Nu-i tătuna că l-a luat Stelică pe Igor sau l-a luat ce știu ce Ion, dintr-un sat din nu știu unde sau un Gheorghe, nu știu eu unde, sau un Petre, știi? Aha. No, nu-i tătuna că l-a luat Stelică pe Igor sau așa. Și de-aia s-a făcut așa o modă și o... Mă înțelegi? No. Acum e o ninutință să fac 100 de epe, să fac 50 de epe, să fac... Pentru că cu cât fac mai mulți produși, eu cu cât fac mai mulți produși în popor, du-te un pic și tu acolo și ajută. Cu cât fac mai mulți produși în popor, da, cu atâta mânji de la epele mele risc să fie mai ieftini. Ai înțeles? Da. Deci dacă din Igor vor fi 20 de mânji, automat mânjii mei acasă îți preț mai bun. Calitate mânjii, dar preț poți să iei mai bun. Pentru că automat intervine concurența. Concurența la mânj pe toamna care vine. Deja când îți mânji mulți păsate din el când ar fi, automat intervine concurența și mânjii mei ajung, ei vând la prețuri derizorii. Eu nu urmăresc chestia asta. Eu urmăresc iepele mele să fie gestante și să-mi pot vinde produsii, totuși urci, că am văzut mânjii mici de el de 7-8 luni, acei mânjii de un an este, da, să-mi vând eu mânjii. Ștefan, dă-i pace că acum nu o să mai poți să-l prinzi. No, du-te și prind el dacă poți, du-te la el și vorbești. Nu, n-ai ce face că nu tot timpul reușește. L-au văzut că mere cu zăbăluțele către el și automat. Acum caii, ce se întâmplă? La caii le place afară. La caii le place gustul de verde. Boxa aia unde îl ține mare, e 30 pe 20. E, da, o boxă mare. Dar totuși îi place afară. Un sfert de grajdie colectiv e a lui Ior și a mânzului, că stau în același habitat. Dar lui aici îi place. No. Prima dată când l-am adus aici de vreo săptămână, după masa, îți mărturisesc că nu a vrut să pască luțărnă. O păscut e acolo pe răzore. Așa. Iarbă de aia de ptir. Iarbă de aia de ptir. No, de aia zic, mă, și mă repet. Filmul trecut l-am făcut de bucuros. E bucuros și e măreț și e bucuros și mândria din mine că am reușit să-l obțin calul ăsta. Și eu n-am nimica cu nimeni, mă, ce să am eu cu crescătorii și cu proprietarii de armăsari? De fiecare duce via cu cum poate. Îi face atestat, îi face, nu-i face, nu-i face. Altul cere pe montă 500 de lei, altul cere 1000 de lei, altul cere 1000 de euro. Sunt și așa. Asta prețurile nu se discută și nu poate nimeni să-ți facă regulă. Ce ar fi acum, Ani, dacă eu aș da un anunț că fac monte cu Igor gratuit? Gratuit, nelimitat. Ai înțeles? Da. Pe mă, omule, dimineața de la 5 ar fi codă. Ar fi codă, remorș, căruțe, înțelegi, să fie gratuit. Dar deja când zici de niște bănișori, mai mulți, mai puțini, automat treaba-i. Pune pe mânz, pune pe mânz, pune pe mânz. De la numai Maradona mai este mânz de ăla. Numai Maradona a avut așa ceva? Maradona, da. Ia-mi Nicuțu cum îi duce zăbelele, cam el l-a prins pe Igor de căpăstru. L-a prins? Da, l-a prins pe Igor, da. L-a prins de căpăstru și amu... Bine. Da, cum? Dar poate prinde, mă, nu-i de neprins. Îți mărturisesc că mânzul deja e teribilist. Adică? Începe sus să fie teribilist, începe să fie rebel. Se simte bine. Nu, dă dovadă de rebelitate, rebel. Nu mai ascultă, nu mai vine după cal. Când i-am adus din Franța, îi scoteam afară, era ca după măsa, acolo e una, două. Acum calul vine pe asfalt, mânzul fuge pe acolo, pe dealuri. Da. Fuge pe acolo, pe dealuri, bă. Când s-o familiarizat când, cu locul. Când se face între ei o distanță de un kilometru, vine și mânzul de la distanță, pe trece pe mașini, trece pe tăche. Că de-aia mi-e frică, mă. El, de exemplu, mere pe dealul ăla, mânzul. Calul aducem frumos de ață, îl aducem aici. Păi mânzul vine în viteză de acolo, de pe deal, sare în șosea și chiar în momentul ăla trece o mașină.
că omoară mânzul, omoară mânzul, asta îi rupe picioarele și îl omoară. Da? Șoferul și mașina și tătie. Da. Și apoi dacă se întâmplă cazul fericit, când se întâmplă numai daune materiale. Asta e, cât costă mașina, plătim, servisul sau ce, o tomnim și, știi? Dar dacă se întâmplă așa cu omul, pe loc ai plecat. Deci nu că mâine, poi mâine te leagă, atunci pe loc te leagă, te duce la audiere. Are 30 de zile și omor din culpă. Ai înțeles? Da. Nu, aia trebuie evitat. Aia trebuie evitat, belele. Numai că acum e și un test pentru ei. Adică? E un test pentru ei dacă pot să pună zăbăluțele la cal și dacă după ce-o pus zăbăluțele îl pot aduce. Ai înțeles? Mhm. Mă gândesc ca lui Hos și nu cască. Hai să-i urmărim. Ca lui șmecher. Hai să-i urmărim pe copii. Să-i urmărim, da. Da, nu-i ajuta, lasă-i așa. Nu mă bag. Că la un moment dat o să ai nevoie tu de ajutor. Știi cum zic? Și apoi trebuie să te poți baza pe ei. Deci de la filmul trecut, Cristiane, dirijorii de operă și frustrații și șocații, în 24 de ore toată lumea s-a sesizat. Au intrat dușmani în priză că am făcut nuntă pe criză. Cum adică nuntă pe criză? Că nu înțeleg. Păi așa e că pe criză nu poți să faci nuntă ca și când îți vremuri bune. Era o vreme când era boom-ul imobiliar pe la Cluj, încoace, încolo, pe la București, se făceau imobiliare, merea bine prețul, știi? Da. Nu-i tătuna că faci nuntă când e criză financiară în popor sau când faci nuntă când e boom maxim, nu-ți pasă că dai cu 200-300 euro mai mult la cinste, știi cum zic? Da. No. Asta e treaba. Am o căluță, avem buniaci, poveștile sunt popor și cu rost și fără rost. Apoi omul fără dușmani ca banca fără bani, important e altceva. Chestiile materiale se pot cumpăra cu bani. Caracterul unui om, gradul de inteligență a unui om, ceea ce ai sub creier, familia din care ești crescut, bunul simț, ăstea nu se pot cumpăra cu bani. Înțelegi? Am înțeles. Deci, de-a lungul timpului umblu prin țară și eu mă duc viu. Sunt persoane cărora trebuie și e bine să le păstrez un respect deosebit. Ei sunt persoane care nici nu merită respect, că nu-s ele de așa natură să se impună și să demonstreze că trebuie respectați. Înțelegi? Nu, no, Ștefi, ai reușit? Hai cu el viteză, să vedem. Așa. Hop, 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 hop. Bravo, băiete. Bravo, Ștefan. Foarte frumos a spus-o amândouă. Fain, băieți. Hop, 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 hop. Ștefi. Așa, bravo. Iubitule tati. Da. Ține-l încolo așa, calul. Așa, hop, hai, lasă. Îmi place așa tuns, calul. Da, încă nu a tăvit părul cât trebuie. Încă el nu a tăvit, încă în momentul când l-a întuns era mai negru. Firele alea roșii etice nu au fost apărută prin el. Știi? No. Asta e orașa nostru. Nu a fărăcit, nu a avut febră deloc, niciodată nimic. Da. Înțelegi? Nu trebuie să intervenim pe el cu tot felul de... Ce dai să faci, mă? Mă faci la buzunare, ce? Oh. Tu, Octavian, cu biciu. Ce vrei să faci cu biciu, Octavian? Lasă calul, nu-l distruge. No. E tare la gât. Urechile astea bune a lui. Acum, știi ce o să fac, Cristi, pe următorul fi? Hop. Da. Aici siliconele. Hop. Vezi? Da. Hop, tu. Tu-i el calul în sus, Ștefan. Întoarce-te cu calul frumos. Tu-te, Octavian, cu biciu, pune biciu jos. Ca să nu devin nervos. Ho, gata. Gata eu. Ho. Tot timpul mi-am dorit, toată viața, mi-am dorit un cal cu jareții ștergi. Cu jareții ștergi. Așa? Ce înseamnă aia? Păr mult aici la picioare. Ce înseamnă jareții ștergi, domnul Stelică? Păi jareții ștergi nu are cote de vacă, domnule. Vaca, la vacă, unghiul jaretului e mai închis. Am înțeles. La un cal corect, un cal drept, cu jareții ștergi frumos.
frumos. Așa, fiindcă unghiul e mai deschis. Ăsta are foarte multe șanse să dea România campion, calul ăsta. Calul ăsta și fiii lui are șanse foarte mari în România să dea campion în România, dacă nu o dat în Franța. Că el în Franța nu a fost campion. Nici nu a dat campion. Când mai vii la noi, asta ni fuiorul lung, care l-a lăsat domnul Colinet în las, dar restul, vezi firele astea cum au ieșit. Da. Ăsta trebuie răchezat jos. Numai pămătușul ăsta va rămâne cât e acinil. Vezi ăsta? Da. De ce? Ăsta o să-i rămână la cal în continuare. E, dar de ce îl faci așa? Și ăsta îl iau frumos ras, el așa a fost calul și în expoziție acolo în Franța, așa a fost peste tot. Uite aici silicone, asta mi-a plăcut tot timpul, vezi aici? Da. Mai dai de ce? Oh, Ștefi, dă-te așa cu el. Mă, dă-te așa cu el, ți-am zis. Cum am ce? Oh, atât, oh. Oi, oh. Nu mai vizu ea. Uite aici un pic de silicone, vezi aici așa? Văd. Asta îmi place mie tot, ăsta e ardenez, domnule. Asta înseamnă cal ardenez. Calul ardenez trebuie să fie crăpățel, trebuie să aibă trenul anterior, spetele bune, umerii. El, noi nu știu cât de larg în piept, are piept, știi? Da. Dar are osele puternice și picioarele din față îs la exteriorul pieptului. Oi, ce s-a întâmplat cu calul ăsta? Nu cred că l-ați lezat. Nu se poate, domnule, că ăsta nu a fost așa agitat. Picioarele, vină și stai aici pe lateralul meu. Picioarele din față sunt la exteriorul pieptului. Așa. Picioarele băgate, crescute, ghi sub piept. El să mai aibă de la picioare încoace 10-15 cm, ai înțeles? Am înțeles. Nu. Așa, amândouă picioarele crescute la exteriorul pieptului. Și genunchii dintr-una. Vezi? Așa. Nu mai pronunțați genunchii. Osatura lui e osatura puternică. Păr aici are corne, ia. Unghiile nu se văd din păr. Pune aici pe unghii, mă. Am pus. Uite aici păr. Domnule. Uite, dă-te mai încolo, mă, să vadă omul părul. Văd. Are corne. Așa am zis eu, mai e mult. Că urmează să-mi iau un cal cu corne pe picioare. Ți-ai minte? Da. În filmele trecute. O să-mi iau un cal cu come, dar am fost foarte atent să nu-mi iau un cal cotonog. Deci că-i cu come... Nu înțeleg ce vrei să zici. Nu înțeleg ce vrei să zici. Am un cotonog, e să fie pe picioarele din spate lăsat. Uite, vezi cum au avut verdeață. Da. Nu. Lui aici ar place să stea cu zâcul cu noapte. Dar acum mai intervine o problemă. Ștefan. Așa. Lui aici ar place să stea cu zâcul noapte. Înțelegi? Da. Dar acum mai intervine o problemă, că dacă nu-i roba pe el, eu i-am dat jos fusta. Dimineața de la ora 10. Bine. Dimineața de la ora 10 până pe soară de acum încolo, ideal, e minunat să-l lași aici. Da. No, dar să-l las peste noapte, mi se răcește calul. Că nu-l ajută roba, știi? Da. No. Ia uite ce fai în Paște, Igor, Paște în România. Mânzuțul lui Paște dincolo frumos, pune te rog și pe el. Ăla e acum un mix între cal, cu capră, cu gazelă, cu... E un metis. Acum tuns. Exact, acum tuns, da. Da. Ăstea nu a făcut nimeni să tungă melcul la codă, un zero. Da, frumos, frumoasă coada are. Frumoasă. M-am gândit că să-l duc la clinică, la clinică, la veterinar și să iau coda... Numai două vertebre nu, să-i las. Lasă-l așa că e. Mă, să-i las două vertebre cum e la caii belgie. Nu. Că sunt caii belgie fără codă, la ea cum li se taie? Îl anesteziază, îl pune pe masă sau în picioare îl poate face și după a doua vertebră îi ia coda jos. Aia rămâne pe veci. Și acolo e frumos cosă. Cosă, închide la loc. După a doua vertebră îl închide la loc. Lasă că e bun așa. Că cum să facă prostii, nu fac eu de alea, mă. E frumos așa, ne place de el. Nu. Drag de el. În continuare mânzui tata lui Octavian. Da, nu. De ce? Acum, iară schimbăm. Benaitat. Păi mă, omule, iară să te schimbăm, mă. Benaitat, da, mă, eu știu. Dar ce schimb? Ce schimb? Mă, eu nu mai pot face chestia asta. Cum vede un cal bun la noi în curte, nu-i mai trebuie că trebuie altul. Da, care ți-l vrei? Ceaușasca, aia mea deja. A? Iară-i trece ceaușasca lui. Nu, n-are nimic, dacă poți să-i oferi. Ștefi, dă-mi, te rog, biciurile și încearcă să fii civilizat. Dacă știi tu cât te iubesc eu de mult pe tine, derbedeule, dacă știi tu cât te iubesc de mult și pe Octavian îl ador. Că Octavian e băiatul care mă ascultă 100%. Deci Ștefan nu mă ascultă 100%. Ștefan, dar Octavian mă ascultă 100%. Aha. Ștefan numai cam 60%, 70%. Da, amândoi sunt băieți faini. No. Deci pune pe Igor un pic de zoom, dă un pic de zoom. Ca
ca să știe lumea când își cumpără. Să meargă cu poza, domnule. Să-ți facă un screen, ghipă filmarea ta, să uite pe telefon, să uite, își pune filmul pe telefon omul. Așa. Ghipă jacterier. Așa. Și când e poza făcută, și-a făcut screen. Pac, zic, zic, un zic scurt, știi? No, și cu aia trebuie mers să cumpere calul. Pe răspunderea mea că nu dă greș. Dar model, așa să știe, ghimpăm în reductor. No. Am o tata cailor, ne tata cailor, mi-am dat și eu drumul la brațe un pic pe tare, înțelegi? Că atunci eu nu am voie să beau. Nu am voie să beau. Eu atunci băusem două beri. Așa. Băusem două beri, am băut și un Red Bull. Înainte e filmare, înțelegi? Da. Nu am voie să beau. Mie nu mi-e bună, domnule. Nu-ți jura la popa, nu fac de alea, dar mie alcoolul nu mi-e bun. De ce? No. Și noi din rasa noastră, din neamul meu, mai avem și anumite deviații de comportament. Este că ne mai ducem așa 5-10 km pe jos, iei și te duci așa de unul singur. Dar nimic, că ajută la sănătate, nu? Ajută la sănătate, nu răspunzi la telefon. Așa. Înțelegi? Da. No. Și după aia vii înapoi. Așa. Și uite așa tăche să leagă mână în mână, Cristi. Reproducție ne facem cu caii, reproducție după bunul plac. După, pe lângă noi, mai fac un pic de venituri și veterinarii. Așa. Medicii veterinari. Și în rest, Cristi, ce să zic? Voie bună și sănătate la toată lumea. Puneți-vă acolo lângă tati. Selica. Așa. Haideți aici, mă. Acolo. Acolo. Ia și tu, biciul tău. Dacă vrei. Așa? Lasă-l pe Octa, să-l protejăm aici în mijloc. Nu, zi. Tu mai lângă noi. No, nu te face tu în begea legea. Lasă-l să facă. Ziceți, băieți, ceva de încheiere. La mulți ani. O fost ziua ta sau ce? La mulți ani tuturor femeilor. Acum până în 8 martie, trebuie spus la mulți ani doamnelor. Dar de ce, bă, Octavian, de ce râs? Dar de ce-i de râs acum? Dar ce-i de râs? Acum e perioada 1 martie, 8 martie. Și în perioada asta trebuie spus la mulți ani doamnelor și domnișoarelor. No. Să fim sănătoși cu toții, să ne vedem în țară cu bune și cu rele, unde ne-o vedea să ne vedem sănătoși. Și în rest, cam asta e viața satului. Așa. Asta e viața satului care ne privește pe toți. Stelică, direct. Stelică, îți mulțumesc frumos, le mulțumesc și băieților tăi și viața bună. Să ne vedem cu bine și cu sănătate.